Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, vă salut, dragilor. Se vede? Ce se vede acolo în capăt, în spate, acolo, printre copăcei? Clubul copiilor. N-are rost. Să dăm mai jos, că n-are rost. Nu mai are rost. Nu mai are rost, dragilor. Acolo unde să scriem Clubul copiilor, ar trebui să scriem Gala RFX, nu? Cum? RXF, 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 bataie, scrie clubul de bataie, grupul de smardoială. Oameni buni, astăzi vorbim cu un profesor de educație fizică, vorbim cu un cadru didactic, vorbim cu un om care a format copii, care a format caractere și care formează caractere în continuare și care a rămas îngrozit de de ce se întâmplă în momentele de față. Haideți cu mine să vedeți despre ce este vorba. Nu înainte, da? Un share, un like, ca să puteți avea curaj să dăm mai departe drumul la interviu. O să vă îngroziți de ce veți auzi de la acest om, de ce veți vedea, de ce se întâmplă. Nu neapărat că n-ați bănuit ceva. Haideți să vedeți materialul. Deci, hai. Și de la asta, a? O fi de la asta, nu fi de la... Cred că e de la asta. Se bea prea multe de asta. Nu, e frumos. Punem aici și punem buzunar. Măcar noi să fim băieți ca lumea. Dragii mei, suntem la Rădăuță. Astăzi suntem la Clubul Copiilor, alături de domnul Radu Ilian Pomohaci. Bună ziua, domnul Pomohaci. Ce mai faceți noastră? Ce să fac? Bine. Deocamdată bine. Credeți dumneavoastră că faceți bine? Nu faceți bine. Să sperăm ce? Viitor că tot bine o să faci. Aici sunt... micile rezultate ale unor copii, da, le spunem copii că nu putem generic, să, generic, da, copii, ca să nu supărăm pe nimeni, da? Deci care, asta e rezultatul unui copil, ziceți voastră? Mai mult ca sigur. Și fumată dăunează grav atacului de inimă. În timpul pauzelor, când vin la studii, da. Nu vreau să dau numele liceului. Nu, că n-are rău, nu-i frumos. A școlilor, că nu-i frumos. Da, să știu. Dar ei tu? Știu, dacă au văzut... Da, dacă au văzut sigla exact. Clubul Copilului, știu de unde. Știu de unde. Cine a chemat astăzi și noi suntem cumva în parcare aici, printre, ca să nu luăm și bataie, că mai luăm și bataie. Despre bataie e vorba de astăzi, dar și domnul Pomohaci mi-a dat un mesaj revoltat. Nu mă știe, acu' e prima dată în viață când îl văd pe domnia sa, să nu înțelegeți greșit. Îmi dă un mesaj, spune, ia ascultați un pic clipul ăsta. Era vorba despre o captură de pe un... Da, de pe telefonul meu, așa? De pe Instagram-ul meu. În care? Povestiți-ne, în care să... eu presupun că este un adolescent. Ceea ce mi-ar părea rău să fie treaba asta. A făcut un sondaj, dacă ar fi legal 24 de ore, pe ce profesor ai bate? Poftim? N-ați auzit? A făcut un sondaj public, pe internet, pe Instagram, dacă ar fi legal 24 de ore, pe ce profesor ai bate? Ziceți că eu așa mă uit așa... Bine! Ce aș mai putea să zic? Nu știu, deci credeți-mă, la mine este în momentul de față sentimentele alea de ură, neputință, revoltă, toate adunate într-un singur om. Azi, domnul Pomaș nu vrea să povestească mai departe, are emoții, îl simt după cum vorbește. Care... Aștept că aveți emoții? Da, aveți... drag de camera, chiar dacă bine, sunt... Domnul Pomaș îmi dă mesaj mai departe și mi-arată și niște capturi le am, în caz că lucrurile degenerează, capturi de ecran cu niște comentarii. Copiluțul meu, Amalia, de 14 ani, încă n-are 14 ani, 13 ani, este aici lângă mine, în spatele camerei, ea filmează și e cumva, o să râdeți, dragii mei, e cumva așa pe jumătate. O să vedeți de ce, și de-aia am venit cu domnul Pomaci, afară că domnul Pomaci, luăm bătaie de la ăștia mici. Săptămâna asta nu, sperăm dar peste 2 ani. Sperăm să vedeți ce spun oamenii aia în capturile de ecran. Deci sunt niște lucruri foarte ciudate, dar știți ce spun oamenii aia? Copiii aia și încep să spună, nu? Pe da. Prof AD, pe proful de la școală și dă. Lista. Deci pun și cine este pe locul 1, locul 2. Deci la bataie. La luat bataie. Cât mai mult. Unde mergem? Unde ne ducem? Nu știu. De asta v-am scris. Măcar un minim de semnal să tragem.
un minim de semnal, chiar dacă noi după asta o să vedeți dumneavoastră ce... Hatereală meu. Nu, hatereală. O să luăm bătaie în ghilimele. De ce? De ce? Că văd că societatea pe asta mizează în momentul de față. Pe agresivitate. Adică dacă eu v-am pe dumneavoastră și deja apucam... Asta, da, da, dacă vreți... Asta e modalitatea de dialog între da, noi? Asta este momentul de față. Na, vedeți prea bine. Are rost să mai discutăm mai mult? Nu, asta da. Este modalitatea în momentul de față, ce, chiar dacă încercăm noi. Bun, ce, da? Putem, ce putem face, domnul Pomoha? Ce nu știu. Sunteți profesori, dumneavoastră clădiți caracterii, dumneavoastră este director. Eu ce aș putea? Copilul mai gata. Că... Da, copilul. Nu, mă ia, copilul, ce da. Facem? Unde ne ducem? Da, haideți să o iau și altfel, ca să fiu și Amalia, ca să mai filmeze copiluțul meu. Da. Dar oare nu greșesc și profesorii? Hai să o luăm și altfel. Oare nu greșim toți? Eu am stat de joi, de când, am vorbit noi, am încercat să-mi fac în cap niște idei și am ajuns la concluzia că ar trebui întâi să ne uităm în propria noastră ogradă și la propriul nostru comportament, personalitate, mod de a fi, cum vreți să-i spuneți, da? Și apoi să deschidem ușa societății, să ne uităm și în societate. Să vedem, am deranjat, dar dacă am deranjat, cât de mult am deranjat? Cât de mult au fost afectați cei de lângă noi, cei cu care am interacționat, da? Și să încercăm să domnul minimalizăm profesor. Lucrurile bun. Astea. Bun, eu trec cu... De-aia am venit la dumneavoastră și de-aia da. Am acceptat, dumneavoastră ați acceptat să faceți interviul ăsta cu mine? Da, l-am acceptat în ciuda, știți prea bine. A modului. Și mulțumesc domnului Pomohaș pe această cale. Ce facem din altă perspectivă? Adică să ajungi la momentul în care un tânăr, aici e durerea mea cea mare, dragilor, și să mă ierte copilul meu, să ajung un tânăr să facă un sondaj de opinie. Bine, el a făcut un pic da, Caterin, că li se pare că bă, sperăm că este unul mai în vârstă. Dacă ar fi legal să dai cu piciorul în gură unui profesor, da. Pe cine ai bate? Adică la modul, de ce să ajungi să-ți dorești să bați un profesor? Aici e o poveste foarte interesantă, pentru că ceva vine din spate. Omul ăla te enervează cumva. Adică trebuie să pleci de aici până partea asta la altă, ca să ajungi de aici, de la respectul propriu pentru profesor. Exact. Și eu mi-aduc aminte, când îl vedeam pe domn profesor, nu conta ce era profesor. Deci eram, așa, eram pe lângă perete, așa, pe lângă, erau parchet, nu parchet, erau peretele cu... Da, cu lambriu. Lambriu, ăsta e cuvântul. Mergeam așa pe lângă lambriu, zic, mă, da. Poate nu, că știu eu ce... Ea nu știe, doamna profesoară, ce am făcut eu, dar eu știu ce profesor am făcut. Să ajung de la momentul ăla până la momentul în care se întâmple ca la Pitești, când copilul ăla a venit cu mama și a bătut diriginta. La Târgu Mureș. La Târgu Mureș. A fost, la Pitești sau la Ploiești a fost incidentul cu cuțitul. Când a sărit... Vreți să vă luați mașina? Ia dumneavoastră? Luați-o dacă e dumneavoastră, că trebuie să... Ce facem? Adică ăia s-au bătut, a luat-o pe dirigintă, l-a arestat pe tânărul ăla, a fumat pe... Da. Ți-ți da. Deci, bă, poate undeva... Da. Unde mergem? Unde... Nu știu unde mergem. Nu știu. Nu știu. Aici ar trebui noi, oamenii, nu cetățeni, că cetățeni e un pic... Cuvântul cam general. Ăsta, nu, este un pic dat ca să se simte omul important. Da. Citizen, nu. da, aveți de mai important, oameni. Suntem oameni, da? Caracterele, da. Da, suntem oameni, da? Ar trebui oamenii să oprească și un pic să uite. V-am spus, întâi la noi, aici, în ograda noastră, da? Și pe urmă, hai să vedem cât de mult am greșit față de ceilalți. Greșiți asta față de copii, față de elevi? Da. Da, greșesc, de ce să nu spun? Am greșit și eu, sunt și eu. Bă, da. Nu, n-ați venit la Sfântul Pomohaci. Radu. N-ați venit la Sfântul Pomohaci, Radu. Eu n-am mai profesor nu. Care să... Dar bun de acolo... E interesantă și abordarea noastră, foarte interesantă și abordarea noastră din perspectiva asta, că bun, profesorii greșesc, nu ăsta e rolul lor, la urmă mi se mai și greșească, da. Ca noi este să ne dăm seama că eu mi-a luat copiluțul și l-am zdrângănit un pic așa, el se simte agresat, nu. Dar de acolo până încât îmi doresc să-i sparg fața, iertați-mi cuvântul, să spar fața nu, profesorului, nu e neapărat fața, că poți să-i dai și la coastă să nu aibă semne, nu?
Dacă tot e să vorbim de bătaie, că ei știu chestiile astea, dar cred că a fost așa un exces de zel și i-au dat. Despre asta vorbim, că mă gândesc că un copil de clasa 7-a lângă dumneavoastră s-ar putea să fie cu daună totală pentru partea cealaltă. Dar nu cred că trebuie să punem discuția, pornim discuția din momentul ăsta. De ce am ajuns la momentul în care copiii să-și dorească să bată profesorii? Ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. Poftăm, nu? Știți de ce oftez? Știți și dumneavoastră motivul. Nu știu. Vedeți modelul societății? Care e? Nu știu, că eu stai aici. Eu știu, dar n-am voie să-l spun. Bun. Eu vă pun întrebări. Ziceți dumneavoastră care e? Intrați pe Instagram, pe TikTok. Intrați pe toate. Smardoială. Și veți vedea modelul. Și îmi pare rău. Bine, eu nu înțeleg. Eu nu zic că poate pentru unele categorii de oameni, modelul este totalitar, dar pentru ceilalți, noi, cei care vrem și noi să trăim liniștiți și cinstiți. De ce? De ce ni se bagă și nouă pe ochi, pe gât, pe altele, pe urechi? Vă e frică de elevii dumneavoastră? Nu. Niciodată. Sunt doamne care, profesoare care... Aveți discuții cu colegii de la noastră, le-i frică de... Nu, la noi, cu ocazia asta, la noi vreau să le mulțumesc tuturor copiilor care au venit de când a fost Casa Pionierilor, Clubul Copiilor și Elevilor, actualmente Clubul Copiilor. Nu am avut odată copii agresivi. Dacă au fost mult prea obrazni și au depășit limitele, noi frumos le-am arătat ușa, le-am explicat părinților, domnul meu nu se mai poate. Noi așa nu putem lucra. Chiar dacă noi am încercat prin toate modalitățile să-i apropiem, să ne apropiem, că noi un pic suntem atipici la cluburile, de copii, la palatele și la palatele copiilor. Copilul, copilul e altceva, adică îți aduci copilul ca să-și poate energia care o are, să veniți să o culegeți din el. Noi suntem în învățământ non-formal. Corect, da. Să-l faceți să fie ok, că de-aia vine aici care are ADHD, are prea multă energie, ca mine, așa, nu? Mămică, îmi dau prea mult zi. Bă, ia, vine tu încoace și înscrie-te la dansuri. Nu, că sunteți antrenori de dansuri populare. Instructor, vă rog. Instructor, nu coregraf, nu antrenor, instructor. Instructor, deci e important. Bun, ca să închid, să o formăm cumva, ar trebui să ne fie frică, să ne temem de generația care vine? Nu, ar trebui să învățăm să nu... recurgă la asemenea lucruri. Să nu-și dorească așa ceva, ca o competiție. Să conștientizeze că, indiferent că au 14 ani, că au 10, că au, pe lângă drepturi, au un pic și niște obligații care cresc în funcție de vârstă. Da. Domnul Vaci, mulțumesc frumos. Vă iau microfonul. Mulțumesc mult. Dacă vreți mai spune ceva, spuneți acum momentul că... Nu mai am ce spune, am spus totul. Mulțumesc frumos. Să vă dați Dumnezeu sănătate. Dragii mei, hai să nu uităm să luăm mizeria aceasta de aici, tate. O lăsăm aici amintirea? Nu, o punem la rulă. Dragii mei, am venit azi la rezolv la Clubul Copiilor. Mi-a plăcut de omul acesta, îmi place cum pune problema, este emoționat. Nu vă uitați că e profesor, că toți mai avem emoții. Adică eu sunt convins că face instrucție la modul frumos cu copilașii acolo, dar mai știi, fiecare nașul își are nașul. Și eu mi-am nașul meu de foarte multe ori. Vă mulțumesc frumos să știți că toate încep de la așa ceva. Adică în ce sens de la așa ceva? De la așa ceva. În momentul când faci asta și te-ai întors șmecherește și ai plecat și vine proful și tu așa și, ce ai să-mi faci? Ce ai să-mi faci? Nu ai să-i faci nimic, nu-ți va face nimic. Dragii mei, dragi copii, iubiții mei, dragilor, voi sunteți cei care o să-mi plătiți mie pensia. Să dea Dumnezeu să vă la pensie. Dar, ce? Te-ai uitat? S-a uitat rău fiecare la mine. O, toată, nu-ți dau niciun bar. Dragii mei, dragi copii, vouă vă faceți rău. Caracterul pe care îl clădiți acum pe excesele acestea de zel, de ce vreți voi, de conduită, vor fi cărămizile foarte grele puse la bază care nu vor mai putea fi sărite. Și vă îngrădiți, vouă personal, vă îngrădiți posibilitatea de dezvoltare. Noi o să ne luăm o flegmă, ca profesor, da? Eu ca jurnalist. O să ne luăm o bătaie. Voi nu veți avea parte de nimic. Pe voi scrie facultatea din Botoșani. Știți ce înseamnă, nu? Pușcării. Pușcării scrie. Și nu glumesc. Încercați să nu fiți propriile voastre victime. Eu vă urez să aveți putere să învățați și putere să vă dezvoltați. Și le urez părinților și profesorilor putere
să suporte. Trăim niște vremuri urâte, negre, tulburi și nimeni nu face nimic. Din România educată am ajuns să fim România bătută. Dumnezeu să ne ierte. Sus inimile.